Ucraina are un erou, pe președintele Zelenski, dar fără rezistența armată, președintele ar fi un erou martir. Aici intră în scenă un nume prea puțin spus până acum, al generalului Valerii Zalușnei, șeful statului major al armatei Ucrainei. În 2014, invadarea Crimeei a fost acceptată fără să se tragă un foc, pentru generalii de la Kiev inamicul nu exista. Întregul lans de comandă din armată era format în academiile militare ale Uniunii Sovietice. Cei care intraseră în Crimea erau camarazi cu care luptaseră în Afganistan sau Cecenia. Cu generalul Valerii Zalușnui la comandă, lucrurile s-au schimbat. Acum, peste tot unde inamicul înaintează, rușii întâmpină o rezistență bine organizată. În spatele ei se află o gândire strategică. Rezistența armatei ucrainene la invazia lui Putin poartă numele generalului de 49 de ani Zaluznui. El e chipul tuturor eroilor fără nume care distrug tehnica de luptă a rușilor și rezistă atacurilor coloanelor de blindate, scot civilii de sub ruine și ajută la evacuarea orașelor asediate. E creierul organizării strategice a rezistenței. Volodimir Zelenski e cel care îi mobilizează cu discursuri pe ucraineni și le insuflă eroismul rezistenței. Generalul Zalușnâi, tăcut și eficient, e cel care îi organizează insuflându-le știința militară și curajul de a rezista. E primul general ucrainean care nu a ieșit dintr-o academie militară sovietică. A parcurs ierarhia militară de la comandant de pluton la general. E un pro-occidental convins și un general care spune Stelele de pe umăr nu-mi dau dreptul să fiu arogant. E văzut adesea în prima linie, alături de soldați, în cele mai grele puncte ale frontului e dintr-o generație apropiată de președintele Zelenski și la mare distanță de fosilele sovietice care conduceau până acum un forțele militare ale Ucrainei. Generalul Valerii Zalușnăi își merită locul în istorie. Mai puțin vizibil e strategul din umbra al rezistenței și ca orice soldat ucrainean e eroul tăcut și tenace al războiului.